și bună seara! Eu sunt Sorin, pentru cei ce nu mă știu, aș vrea să ne cunoaștem un pic. Am și un copil acum mai nou, pentru că, na, așa faci când... Ai o vârstă, așa mi s-a spus, ai o anumită vârstă. Ai o vârstă, trebuie să faci un copil cu mine. Și eu am zis, da, eu am crezut că e între două vize, era între două vize ce mi-a zis. Și eu am fost de acord, Așa că acum am un copil. Înainte să facem copilul, mi-a zis, ar trebui să mergi să faci un control. Zic, de ce? Mi-a zis un singur cuvânt. Ciuperci. Momentul ăla zic, să merg să iau? Nu, să vezi dacă ai. Una treia zic, tu ai? Nu. Și atunci ce cred că crezi că te fut cu o altă pulă? Crezi că am pula să te fut copii aici? Ce? Așa că am mers la Regina. Regina este pentru oamenii care n-au bani. O clinică care este Regina. Nu-i Ponderas? Ponderas sună a clinică la care merg numai grașii. Așa sună, Ponderas. Ai pune cu Ponderas, vină la noi. Regina. Am mers acolo cu așteptările mari. Am crezut că asistentele au coroniță. Doctorii au sceptru. Și un paharnic. Care aduce probele de urină să le guste doctorul. Asta era în capul meu. Mers la Regina. La dermatovenerice am mers. Așa mergi când ai probleme. La dermatovenerice. Nimeni nu merge la dermatovenerice pentru probleme de dermato. Ai probleme de dermato, te duci la farmacie, maxim. Am o eczemă, flocinolon. Nu a trecut. Clotrimazol, 10 zile. Fără întrerupere. Cine merge la dermato, venerice, are probleme la venerice. Am mers înăuntru, am văzut o doamnă, să nu e doamnă. Zice, cu ce problemă ați venit? Zic că am venit și o să fac un consult. La ce? Să uita la mine și vă jur, asta a întrebat. Ai brânză? Vă jur, doctor, om cu studii, om care a terminat 12 clase onorabil, o dat la facultate, poate la medicină unde și intrat probabil, la Târgu Mureș, nu judec. S-a uitat la mine și atât a putut să stoarcă din toate conferințele de păstămătare la care au fost ani de experiență. S-a uitat la mine și a zis, ai brânză, atât, ai, nici măcar aveți brânză, ai brânză. Când m-a întrebat dacă am brânză, am crezut că mă face ciobani indirect. Că eu am și fața asta de prost, am și accentul ăsta de ardeal, pare că aș avea un unghi cu niște mioare pe undeva pe lângă Cluj. Ai brânză. După aia m-am prins, că nu mă întreabă de brânză de oaie, că dacă mă întreba de brânză de oaie, mă întreba dacă mai ai brânză. Asta e întrebarea logică, mai ai brânză, ai vândut-o, am văzut, ai abonament la Regina m***a. I-am întrebat, ai brânză? Ăla a fost momentul în care mi-am dat seama că se referă la brânză la pulă. Când mi-am dat seama că se referă la brânză la pulă, mi-a venit un pic greață, am fost în condiții în care eu aveam brânză la pulă, adică nu mă țineți greșit. Și am zis, așa îi zice doamna doctor. Așa se cheamă brânză. Ăsta e termenul medical. În cartea de 1000 de pagini de medicină, pagina 650, capitolul 38, brânză la pulă. Așa? Nici măcar secreție cu aspect brânzos, măcar. Fix brânză. Și care e remediul asta, doamna doctor? Chilos de tifon? Pentru oamenii care știu cum apare cașul.
Pentru restul, prea multă informație. Oameni dragi, eu am fost Sorin. Show continuă. 300.000 de subscriber, nu e niciunul cu 300.000 de subscriber în Marghita. Cu 299.000 există unul, dar vrem să-i luăm fața. Așa că ajută-ne, dă subscribe și apasă pe clopoțel.